Știți ce este bisc de raci? Este o supă cremă delicioasă, mai puțin cunoscută la noi, dar foarte apreciată în Franța și în unele părți ale Statelor Unite. Se poate prepara din carne de crab, homar, dar astăzi șef John ne face din raci. Bine v-am găsit! Bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața! Te văd foarte energizat așa. Da. Datorită rețetei? Da. Ce rețetă? Bisc de raci. Ai seama, bisc este o supă concentrată de raci. Supă de raci. Da. Raci de încrustacei, în general, poate să fie bisc de creveți, bisc de homar. Așa se numește supa din crustacei, bisc. Exact. Racii i-am cumpărat vii, i-am opărit. E obligatoriu să fie, sau e recomandat să este fie? Este recomandat să fie, pentru că astfel avem prospețimea clară. Opăriți timp de 3 minute în apă cu sare. Da. Culoare roșie. Lăsați să răcească. Și pe urmă, trebuie să scoatem carnea din ei. Pun curăță în racii, la mijloc, răsucim, ca să putem să scoatem vațul dorsal. Ei au trei înotătoare aici, asta de în mijloc, încet o mișcăm stânga-dreapta. La mine ce mai trebuie să mai facem, pun cuțitaj mic, un pic crescat pe mijloc, cu grijă. Trebuie îndepărtat o vena asta de aici. Pe urmă, luăm cleștii. Da, facem ceva și cu cleștii? Absolut. Și carcasa de la cap. Da? Curată. Fără nimic în ea. La clești, un pic apăsat. Aici avem stoc de legume, ceapă, morcov, țelină, ardei, dars, ard roșu, ca și proporții, la 2 kg de raci. 2 litri de stoc, aproximativ. Să continuăm și cu celelalte ingrediente. 2 morcovi. Aici am un ardei colorat, semafor, roșu, galben, verde, câte o jumătate de ardei, câte un sfert de ardei de fiecare. Și aici 2 cepe. Ulei de măsline, care o să-l vedeți mai târziu. Pastă de tomate. Și mult usturoi. Și usturoi după gust. Am nevoie de 500 de grame de unt. Vă îndoresc ca racii, carcasele de la raci, să fiarbă în unt. Cât îi țin oală? Aproximativ vreo 20 de minute. Gata, am scos tot ce am putut din ele. Nu mai avem nevoie de astea, că putem să le aruncăm. Mai departe. Punem la călit, în uleiul ăla, da. Legumele, ceapă. Începem cu ceapa. Morcov. Morcovul. Morcov, că e mai tare, nu? Da. Și ardei. Și urmează să punem și stocul. Și cât lăsăm să fiarbă? Nu mai mult de 20 de minute, 15-20 de minute până se moaie toate legumele. Perfect, după care venim cu racii. După care o să blendăm toate astea. Serios? Adăugăm și pasta de tomate. Scoatem și niște inimi de usturoi. Da, să-l adăugăm acum. Tot șmărunt și îl pui în... Da. Oala în care fierb legumele. Exact. Și totul se blendează acum? Exact. Împreună cu pozile de la raci. Și am nu îmi spune că asta e rețeta. După ce am dat pânsită, ăsta fină, ăsta este exact. Stai să iau și o lingură. Să vă și arăt. Mai punem ceva în ea? Eu, mie îmi place întotdeauna să păstrez câteva cozi și întregi de creveți. Ah, bun. Care să le pun înăuntru. Acesta este biscul de raci, un pic complicat și migălos, dar foarte, o recompensă foarte mare, credeți-mă. Da, așa este. Confirm. Mulțumim mult de tot pentru propunerea de astăzi. Cu plăcere. Ne revedem săptămâna viitoare. Abia aștept să văd ce ne pregătești. Sigur ne vedem. Numai de bine. Numai de bine.